ziceai că nu vrei să fugi. Hei, încetează! Hai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorul ăsta de crac. Diego, încetează! Ce e? Muștile, încetează! Diego, încetează! Ce e? Încetează! Diego, încetează! Ce e? Diego, încetează! Ce e? Stai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorul ăsta de crac! Hai, încetează! Nu le atinge lucrurile! Fantoma, încetează! Băi, încetează! Încetează! Hai, încetează! Nu mai arunca în mine cu piciorul ăsta de crac! Diego, încetează! Ce e? Încetează! Aș! Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus, chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Singur, pe jos, nu pot să-ți dau voie. Pentru mulți români, sărbătorile de iarnă încep cu o călătorie lungă. Prin Valea Borș au trecut zeci de mii de mașini cu portbagajele pline de cadouri. Domnul de casă îi aduce înapoi pe oamenii care au plecat să muncească în străinătate, iar autoritățile vamale s-au pregătit pentru un weekend extrem de aglomerat. Diego, ai fi preferat să mergi pe jos și să torni la lumina stelelor, la fel ca țăranii aceia amăriți? Oh, Diego, te rog! Ai părinți Amy și fica lor de 11 ani sunt dați în urmărire generală în Statele Unite, nu pentru că ar fi comis vreo crimă, ci pentru că părinții pur și simplu nu vor ca medicii să le trateze fata, deși aceasta suferă de leucemie. Au spus prin intermediul avocatului că fica a fost vindecată de un tămăduitor din America Centrală, dar vânătoarea polițiștilor continuă. Foarte ocupată. Ei au învățat lacrimile pe obraz, iar mamei sale i-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onoruri militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi colegii, oameni care i-au văzut chipul pentru prima dată la televizor și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut-o salva și pe ea este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Deci, asta înseamnă că tu crezi că este posibil să reabilitezi un păcătos? 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscoz. Vor fi ninsori abundente, vânt puternic și temperaturi care pot cobori la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile nu exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Minivacanța elevilor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervină oricând și oriunde. Nu pune mâna, e pentru cină. Dacă vă las, nu mai rămâne nimic. Deșteptarea picioare de mers.
Ți-am spus că nu ești bună la asta. E cel mai tare truc al meu. Nu amețesc niciodată. Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le libereze pe Bernardo. Dar apoi a sosit un bărbat cu o mască. Zicea că numele lui e Zorro. Și a luptat singur cu Diego. Trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav că ai fugit iar în pădure. Dar cu data asta ai obligat-o și pe Eli să meargă cu tine.